O nouă formă de înșelăciune ia avânt în România. Imaginația celor care inițiază astfel de escrocherii este fără margine. Un piteștean a primit recent un mail cu o citație de la Tribunalul București, în care îi se aducea la cunoștință că nu s-a prezentat la un proces în calitate de pârât. Mai mult, mailul respectiv avea și două numere de telefon, unde piteșteanul se poate suna pentru mai multe informații. Inspirat, bărbatul a ales să nu sune la cele două numere și a căutat pe site-ul instanței în ce dosar a fost citat. Nu mare a fost mirarea să vadă că nu există nicio informație despre el pe pagina oficială a tribunalului. Un alt detaliu care a dat de gol înșelătoria a fost numărul dosarului, care nu conținea cifrele aferente vreunei instanțe, așa cum ar fi fost normal. Imediat, piteșteanul a mers cu investigația mai departe. La o simplă căutare pe Google, acesta a aflat că numerele din mail sunt de fapt ale unui site de escorte și sunt înregistrate ca fiind cu suprataxă. Norocul bărbatului a fost că a avut spirit de inițiativă și demonstrează încă o dată atenția pe care trebuie să o dea toată lumea unor astfel de mesaje.